bubu, perché la mamma mi scopre. Hai, Mesco? Da. Hai, aruncă mingea. Haide! Unde este mingea? Unde este? Unde și aruncă eu, mami? Apa. De apă? Apa. De apă de acolo. Dar tu ce faci? Hei, hei! Bună dimineața, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Astăzi... Nu mai țipa, te rog! Gata, uite, te ține, mami! Astăzi începem un nou vlog. Am făcut o supă cremă de linte acolo, tocmai ce am blendat-o. Bine, nu mai este dimineața, este deja aproape prânz, 11:20. Și sunt cu acești doi copilași frumoși. Adem mi-a făcut astăzi o surpriză și s-a întors. Și Ailin? Da. Ce faci, mami? Escaladezi muntele? Escaladezi muntele? Ha! Nu mai trage de tricoul meu, te rog. Ce dorești? Ce ai făcut aici? Jucării prin toată casa. Vreau să mă pun zilele astea, poate chiar azi, să scot cutia asta de aici. În cutia asta a fost căruțul, că am cumpărat un nou căruț pentru doi. Aveam un căruț care era foarte greu de folosit afară, așa că am cumpărat altul, care este super, super. I-am adus o cutie cu jucării lui Ailin și l-a scos pe toate pe aici prin casă. Și acum o să-i dau lui bebe lăptic. Eu în continuare sunt în pijamale. Da? Pe acolo, mami, pe aici. Ce-ai găsit, mami, acolo? Ce-ai găsit acolo? Bună dimineața, dragilor! Astăzi a fost o dimineață super agitată pentru noi, iar ieri a fost
o după-amiază, am avut o după-amiază foarte neobișnuită, dar o să vă povestesc puțin mai încolo de ce. Am fost până în boxă să luăm jucăriile cu care eu credeam că Aileen nu o să se mai joace pentru că e prea mare, așa că le-am adus pentru Adem, că a început să țină în mânuță Suzeta și să-i dăm jucării să le țină în mânuță, dar Aileen s-a apucat de inspectat acolo să vedem ce și cum, trebuie să le spăl un pic, că cred că sunt, deși au fost în cutia asta, cred că sunt pline de praf. Să-l dezbrăcăm și pe bebe. Aici bebe a fost și el cu noi și am îmbrăcat puțin pentru că acolo este super mega frig și este și super înfiorător. Hai să vă pun puțin aici să pot să-l dezbrac pe bebe. Eu m-am trezit de la 5:20 și ei s-au trezit la 6. Am mutat mobila în camera lui Aileen pentru că nu găsesc o variantă care să mă mulțumească. Ideea e că bebe stă mai mult cu capul pe dreapta, așa că încerc să echilibrez puțin lucrurile și să-l fac să stea noaptea mai mult pe stânga. Dar ca să-l fac să stea mai mult pe stânga, patul meu trebuie să fie în stânga lui. Și atunci era în dreapta. Și atunci am încercat să schimb cumva, nu mulțumește nici varianta asta, dar momentan este satisfăcătoare. O să vă arăt probabil mai târziu să vedeți cum am aranjat, dacă nu într-un vlog viitor, pentru că vlogul ăsta o să fie de 2 zile, ieri n-am filmat mare lucru, pentru că după amiază am avut o stare, nu e vina copiilor, pentru că ei fac fix aceleași lucruri pe care le fac dintotdeauna, dar eu am avut o stare de nervozitate incredibilă. Și atunci am decis să nu mai filmez. Da, mami, ce-ai găsit acolo? Ne arăți și nouă jucării? Ne arăți și nouă jucării? Cred că ar trebui să le spălăm puțin. Deși ultima dată când cineva s-a jucat cu jucăriile, tu ai fost. Le spălăm un pic și îi dăm și lui bebe? Hai că mergem să ne bălăcim la baie cu jucăriile. Că sigur îi place. Miamis! Astăzi am mai făcut ceva foarte important, deși nu știu dacă o să... Nu știu dacă o să-mi reușească, i-am scos, ea primește Suzetă doar la Nani și în dimineața asta i-am spus gata. I-am arătat cum le-am aruncat la gunoi și nu mai avem Suzete. Să vedem cum o să dormim, cum o să facem somnul de prânz. Și o să vă spun după prânz cum a fost somnicul de prânz. Dar oricum, vlogul ăsta o să fie nu foarte lung, o să încerc să scurtez tot ce am filmat pentru că, na. E bine. Nu, pe asta trebuie să montăm, mama, că nu este montat. Da. Și cam asta a fost situația ieri. Astăzi voiam să merg la magazinul românesc, dar tot în continuare, dar trebuie să mă duc până jos pentru că vreau să cumpăr niște ciocanele de pui ceva, că vreau să fac niște tăiței de casă. Am deja tăiței pentru că i-am făcut și s-a uscat și arată foarte bine, așa că o să fac niște tăiței. Și cam asta este tot ce o să facem astăzi. Dacă o să se oprească ploaia, probabil că o să mergem să cumpărăm pufuleți pentru Aileen la magazinul românesc. Dacă nu, când o să se oprească ploaia? Ce e aia, mami? Broscuță, broscuță. Cum face broasca? Cum face broasca? Hai, spune. Spune tu cum face broasca. Wac, wac. Wac, wac. Elefant, mami, elefant. Cine ți-a luat jucăriile astea? Mamaie ți le-a luat când erai tu michițică. Ce e acolo? Am, da. Nu, eu cred că el vrea lăptic, așa că... Mami, ai împrăștiat toate jucăriile, le și punem înapoi în cutie pe astea cu care nu te mai joci? Ții mă, obiul de mă, ții mă, hai.
Opa, ia. Wow. Iubire, ți-e foame? Vrei să păpăm? Haide, că ți-am găsit mami supă. Am reușit și eu să scot cutia asta de aici pe care o aveam. Așa. Mami, hai să punem jucăriile astea împrăștiate pe aici. În cutie, vrei? Vreau să vă arăt cum am organizat, cum am schimbat în camera lui Aileen. I-am pus pătuțul aici, de fapt a rămas aici. Și am schimbat acolo, am mutat patul ăsta, l-am mutat cu capul în partea cealaltă. Am lăsat spațiu aici ca să pot să ajung la dulapul ăla. Pentru că dacă îl puneam tocmai în capăt, atunci ăsta trebuia să vină lângă calorifer și nu e foarte ok. Așa că l-am lăsat puțin mai așa. Și cum ar veni, vine în stânga. Noaptea îl țin eu pe stânga mai mult. Aici sunt cutiile lui Aileen cu jucării. Și aici este un dulap care este gol, dar am nevoie, aici îi fac eu lapte noaptea. Și cam asta este tot. Mai am de făcut curățenie în dulapul ăsta, dar nu azi. Am lăsat-o pe Aileen să uite puțin la desene, la cântecele, tralala. Și eu o să mă pun să mănânc ce a rămas de la ea, pentru că am mâncat doar jumătate de bol de supă cremă de linte. Așa că o să mănânc eu, mi-am pus niște crutoane aici și o să mănânc eu restul. Și apoi, nani, să vedem. Am emoții astăzi pentru că i-am luat suzetele și am emoții pentru cum o să facă nani la prânz și mai ales diseară. Dar vă las să vă spun într-un vlog viitor. Asta a fost tot pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un thumbs up. Dacă nu v-ați abonat încă, vă invit să o faceți. Iar noi ne vedem în clipul următor. Bye!